La 30 iunie, Spitalul Municipal de Urgență Roman s-a înscris cu un excedent bugetar care va permite și acordarea în 3 tranșe a tichetelor de vacanță. Efortul financiar este unul considerabil de 13 miliarde de lei vechi, dar trebuie făcut, întrucât tichetele de vacanță, conform legii, reprezintă drepturi salariale și e obligatoriu a fi acordate. Și de asemenea s-a avizat raportul de activitate la 30/6/2018. Ce putem spune este că la 30/6 rezultatul patrimonial al exercițiului conform bilanțului încheiat are un excedent de 77.275 de lei. Excedent care sperăm să-l menținem și până la sfârșitul anului, cu toate că va trebui să dăm acele vouchere de vacanță care sunt în valoare de 13 miliarde și să sperăm că nu vom ieși în deficit. Voucherele le-ați comandat deja? Sunt distribuite? Încă nu sunt distribuite, deci fiind vorba de o sumă așa de mare, nu putem să dăm voucherele de vacanță la toți salariații odată. Și atunci am căzut la o înțelegere și cu sindicatele, cu toții, ca să putem da în 3 tranșe, în fiecare lună, cum ar veni, o treime din salariați să beneficieze de aceste vouchere de vacanță. Vom începe cu salariații care nu au beneficiat de măriri salariale cu 1 martie. Vom începe cu salariații din administrativ, cu cei din TESA, cu cei din infirmierii, din spitale, brancardieri, îngrijitori. Și am luat, ca să fim corecți, în funcție de mărimea sporului. Cu cât sporul este mai mic, au mers în prima tranșă, vor merge, de fapt, și vor beneficia de aceste vouchere de vacanță. Tranșa a doua vor fi următorii brancardieri, îngrijitori de curățenie, infirmieri și asistenții. Iar în ultima tranșă, cea de-a 3-a tranșă, restul de asistenți plus medici. Reamintim faptul că reprezentanții cartelului Alfa, din care face parte și Sindicatul Camerei Federative a Medicilor, a atenționat în scris conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman privind caracterul imperativ al dispoziției legale de acordare a tichetelor de vacanță. Conducerea unității sanitare speră ca după acordarea tichetelor să nu dezechilibreze bugetul fragil al spitalului.